el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Slăbănocul acesta avea un cerc de prieteni. Avea prieteni. Avea prieteni loiali, prieteni care l-au dus la Domnul Iisus. Un cerc de prieteni, așa de important poate să fie. Ai un cerc de prieteni? Ai un cerc de prieteni care să te îndrepte spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus? Un cerc de prieteni care nu care te duce spre marginea voiei lui Dumnezeu, ci care, atunci când ești departe de Domnul Iisus, te cheamă cu ei spre Domnul Iisus, te iau cu ei la Domnul Iisus. Un cerc de prieteni loiali poate să facă diferența în viață. Te poate duce la rău, departe de voia lui Dumnezeu, sau te poate duce la Domnul Iisus atunci când ți-e greu să mergi singur. Dacă n-ai un astfel de grup, te încurajăm să intri într-unul. Poate într-un grup mic, important este să ai un grup de prieteni loiali. Fiindcă nu puteau să ajungă la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au coborât acolo patul în care zăcea slăbănogul. Au spart acoperișul pentru că acolo era speranța. La Domnul Iisus era speranța pentru vindecare. Un cerc de prieteni pe care nu i-a oprit nimic să ajungă la Domnul Iisus. Nu i-a oprit nimic să ajungă cu prietenul lor să ducă la Domnul Iisus. Au spart acoperișul casei, poate se întreba în timpul ăla cine plătește pentru el, dar nu i-au oprit nimic. Și Domnul Iisus a apreciat lucrul ăsta. Și n-a rămas indiferent la dorința lor de a-i ajuta, de a-l ajuta pe prietenul lor. Să-i ducem la Hristos. L-au dus la Hristos. Ești gata să spargi acoperișul casei pentru prietenii tăi? Să faci tot ce-ți stă în putință? Dacă le vrei binele, să faci tot ce-ți stă în putință să ajungă la Domnul Iisus? Poate ai prieteni care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus, poate se târăsc pe pământul ăsta și vindecarea este la Domnul Iisus. Ești gata să spargi acoperișul casei, să faci orice? Să ai o credință așa de mare și să faci orice să ajungă prietenii tăi la Domnul Iisus? Când le-a văzut Iisus credința, și ce credință aveau oamenii ăștia? Când le-a văzut Iisus credința, o credință practică, a fost acolo un act de credință. O credință pusă în aplicare. O credință cu fapte. Nu doar o credință în interiorul lor, ci o credință, știau că există un vindecător și au făcut ceva pentru asta. Și Domnul Iisus se pare că nu rămâne indiferent. Nu rămâne indiferent când vede cât de mult un om este dispus să facă pentru un alt om. Când vede perseverența mea și a ta de a face bine cuiva. Și nu se știe ce lucruri mari vom vedea dacă pășim în credință spre Domnul Iisus cu prietenii noștri. Dacă nu rămânem indiferenți și lăsăm credința noastră să ia amploare și o transformăm în fapte și vede Domnul Iisus credința noastră și perseverența noastră de neoprit. Domnul Iisus nu rămâne indiferent la asta. Domnul Iisus i-a spus slăbănogului: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Păcatele ți sunt iertate. A venit la Domnul Iisus pentru vindecare fizică, pentru oasele lui, pentru carnea lui. Dar Domnul Iisus știa prioritățile. Știa că mai mult decât vindecarea trupească, este vindecarea sufletească. Păcatele ți sunt iertate.
păcatele care din cauza cărora atâtea dureri și atâtea boli există în lumea asta. Domnul Iisus a știut să le înlătură pe ele întâi. Păcatele sunt iertate. Pentru că Domnul Iisus știe prioritatea. Întâi înăuntru și apoi afară. Afară. Întâi sufletul și apoi trupul. Cărturarii, ne-ar trebui să îi judecăm foarte mult, care au început să strece hulește. Pentru că lor era clar, citind cartea lui Moise, Levitic, capitolul 4, iertarea se primește în urma jertfei, în urma sângelui și în urma pocăinței. Și Domnul Iisus vine aici și spune altceva. Păcatele îți sunt iertate. Și totuși nicio jertfă nu a avut loc. Domnul Iisus a venit să instaureze împărăția Lui. Și în împărăția Lui vindecarea se primește altfel. Vindecarea sufletească pe baza credinței. Iisus întotdeauna rezolvă lucrurile de esență. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și spuneau, niciodată n-am văzut așa ceva. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Nu vi se pare minunat că în urma credinței active a unor oameni, Dumnezeu și-a luat slava. Din cauza că niște oameni au avut credință mare, Dumnezeu și-a primit slava. Și Dumnezeu a fost înălțat acolo. Și opusul era, e adevărat, dacă oamenii ăștia își ascundeau credința, îi privau pe oameni de a vedea lucrările lui Dumnezeu. De multe ori avem ocazia să manifestăm credința noastră din interiorul nostru în acțiune. Și atunci Dumnezeu ia seama. Și atunci Dumnezeu lucrează. Și atunci Dumnezeu nu rămâne indiferent. Și Dumnezeu și-a slava din asta. Aceasta a fost întâlnirea slăbănogului și a prietenului săi cu Domnul Iisus. Pentru că viața de credință se trăiește în comunitate. Pentru că avem nevoie de prieteni care să ne ducă la Domnul Iisus. Atunci când noi nu putem, atunci când suntem slabi, și atunci când vii să te întâlnești cu Domnul Iisus, vino cu credință. Dumnezeu așteaptă credință și răspunde la credința noastră. Și Domnul Iisus vindecă. L-a vindecat pe slăbănog și poate să vindece și astăzi. Întâi lucrurile care contează, întâi sufletul și apoi trupul nostru.